sunt măi, așa o malase, fugia de huie. N-au pergunta de hazau, a ora che rungeau, momentul curasau. A fost pe scenă. A fost așa cum este întotdeauna la Calatis, adică minunat. Cum ai descrie festivalul Calatis? Festivalul Calatis este deja intrat în legendă, definește oarecum muzica românească, pentru că într-adevăr crema muzicii românești din acel an vine la Calatis. Deci mă simt și eu bine atunci când sunt invitat, dar eu am fost invitat în fiecare an, deci nu, cred că de 8 ani de când sunt în muzica românească am fost în fiecare an. Ceea ce e o bucurie și o mândrie, înseamnă că dacă eu mă mândresc că am fost la Calatis, e un festival strong. Un single nou? Da, un single nou pe care l-am cântat chiar aici și un album nou care se lansează cât de curând, în 3 săptămâni e gata. Adică el e gata, coperta albumului e gata, videoclipul se lucrează în momentul ăsta și cum apare, amândouă pornesc odată.